Bun venit din nou în această seară. Bună seara, un invitat special, pe domnul Mihai. Bună seara. Bună seara. Ce-ai pățit, dragul meu? Ce te aduce la această emisiune, dacă ești atât de timid? Ce-am pățit, m-am lovit la urmă. La ce? Mai și eu vreau să-ți iau un interviu. La ce? M-am lovit. Unde? La el este un puișor și s-a lovit la oulet. Deci, continuăm. Spune, dragul meu. Păi, într-o zi de dimineață, mâncam bine cu dulceață, mi s-a pus la ora 2 să mă lovesc drept la ouă. Nu știu cum de se făcut. Da, bun. Până aici. Da. Deci, cum vă spuneam, pe el îl aduce la această emisiune, deoarece ne aflăm la copii un lucru trăsnite. El este un copil, problemă și... Eu nu sunt copil... Da, zi odată. Problemă. Eu sunt doar așa, mai trăznim, artrat, cum să mă trăznească. Vai de mine, cum vorbești! Vorbesc mai încet, că n-au de pensiune. Știți? Are o problemă el. Părinții lui l-au lăsat la creșă. Părinții mei m-au făcut handicapat. Eu n-am ouă stângă. Handicapat nu l-au făcut părinții lui. Au avut el grijă să devină handicapat, deoarece a avut o copilărie foarte zdruncinată. S-a zdruncinat până când și-a pierdut ambii creieri. Și cum vă spuneam, copiii spun lucruri trăznite, avem decât un copil trăznit în această seară, deoarece...